Cantina Colegiului Tehnic Henri Coandă Timișoara a fost închisă de comisarii OPC. În interiorul sălii de mese erau rozătoare moarte, insecte și gândaci. Printre abaterile constatate se numără și frigidere cu depuneri masive de praf și cu urme de mucegai. În interiorul sălii de mese și al spațiului de depozitare al materiei prime de origine animală au fost identificate amplasate 3 capcane de rozătoare, în una fiind 2 moarte și în alta fiind identificate insecte și gândaci de bucătărie. Preparatele calde erau păstrate la temperaturi între 20,8 și 40,3 de grade, nefiind astfel păstrate la temperatura prescrisă legislativ de 60 de grade. Spălătoria utilizată pentru spălarea fețelor de masă și protecțiilor de scaun era amenajată într-o clădire total improprie cu grad avansat de degradare. Comisarii OPC au aplicat o amendă contravențională în cuantum de 3.000 de lei și un avertisment. Ca măsură complementară s-a stabilit oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate și oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme.